Milano, Italia. Și încă un hit de la cel mai mare star pop, Bachia, Trăiește maxim. Iată-mă, prima mea gură de aer proaspăt din prima zi a noii mele vieți. Nu poți face asta, scuze, procedură de securitate. Ei, aproape noua mea viață. Aprobat. În sfârșit acasă. Ah, Ben! Vin aici. Mi-a fost așa de dor de tine. Mie mi-a fost mai mult. Da, probabil așa-i. Oamenii îmi duc dorul. Hai. Sunt acasă. Dragă, mă bucur atât de mult să te văd. Cum a fost zborul? A fost bine. Cu cât mă îndepărtam de internat, cu atât mi era mai bine. Păi, bine ai venit acasă. Toți număram zilele până la venirea ta. De fapt, am pierdut numărătoarea. Credeam că vii acum o săptămână. Mama unde e? Aștept să o văd de o veșnicie. Mama ta vine mâine. Au, bine. Ar trebui să plece acum din Rio. Oh, trebuie să mă asigur că o ia mâine Steve de la aeroport. Ce s-ar face mama fără tine? Ce m-aș face eu fără ea? Nu mi-e doar șefă, mi-e și prietenă. Oh, da? Alo? Penny, ai venit! Cât de tare! Urmează să ne începem noua viață! Știu, papa internet, bun venit, vremuri bune! Trebuie să facem o listă cu toate chestiile super pe care le vom face acum că te-ai întors. Bună idee! Mă gândesc la cumpărături, petreceri. Ai mai zburat cu aeroplanul? Păi, înainte de a zbura, pot măcar să fac un duș? Am o surpriză pentru tine! Nu se poate! Ce este? Ce este? Dacă-ți spun, nu mai e surpriză, nu? Urmează să încep o viață nouă. Dar întrebările vechi rămân. Cine e tata? Îl voi găsi vreodată? Penny de la Mars. Episodul 1. Noua viața lui Penny, partea 1. Ta-da! Nu pot să cred! Păr roz? Oh, arăți extraordinar! Când îți schimbi viața, trebuie să-ți schimbi și părul. E o regulă. Păi, mie îmi place mult! Știi de ce mi-amintești? De un flamingo! Mersi! Vei face senzație mâine! Apropo de mâine, ăsta e planul. Are poze pe ea! Ia o hartă. O, are și păsări mici. Sunt săgeți. Ruta de scăpare. Ruta de scăpare? Nu evadăm din închisoare, doar ieșim câteva ore. Și oricum, cum vom trece de poartă? Am codul de securitate. Trebuie să meargă bine. Nu mă întorc la internat. Asta nu se va întâmpla. Cu planul ăsta și noi două din nou ca o echipă, nu putem da greș. Nu putem da greș.